Preșcolarii și elevii din comuna Ghelar beneficiază de transport școlar, însă există un singur microbuz, insuficient pentru a-i duce pe toți la unitățile de învățământ. Unii dintre micuți sunt nevoiți să parcurgă și 2-3 km pe jos pentru a ajunge la școală. Problema urmează a fi rezolvată însă, potrivit primarului Iancu Emerson Toma, care spune că va primi un microbuz electric pentru transportul școlar. Școala a fost dotată cu un microbuz școlar, dar nu este electric. Este un microbuz școlar care aduce copiii din satele învecinate, îi aduce la școală și duce înapoi. Nu este suficient, pentru că acolo este problema că dacă mai avea încă unul, atunci am putea face transportul și din locurile mai îndepărtate din localitate, având în vedere că avem câteva străzi care sunt, lungimea lor este mare, iar distanța între școală și unii dintre copii este de 2-3 km. Am putea... Distanță pe care o parcurg pe jos? Parcurg sau... zilnic pe jos. Edilul spune că singurul microbuz din comună nu ar putea parcurge această distanță pentru că ar exista copii care nu ar mai ajunge la timp la școală, dar există și vești bune. Acum suntem prinși în sistemul de a fi dotați și cu un microbuz electric. Asta este făcut prin inspectorat. În momentul de față, testatul este avansat. Cel mai scurt timp trebuie să ajungă ele. Din anul școlar viitor, cred că vor fi funcționale proiectele care s-au făcut și pe infrastructura rutieră în județ. Deja au început să ajungă microbuzele, am văzut autobuzele electrice și în Valea Jiului. Probabil așa se va întâmpla și cu cele școlare. Aici e un pic mai delicată, pentru că sunt foarte multe localități care beneficiază de acest proiect. Noi tot prin PNRR și avem și o altă măsură prin AFM, se creează și se implementează și se fac stații de încărcare.